În anul 2023, în ceea ce înseamnă valorile de trafic prin punctele Poliției de Frontieră subordonate Inspectoratului, a fost înregistrată o creștere cu aproximativ 25% comparativ cu anul 2022. Deși valorile de trafic au crescut în anul 2023, au fost toate măsuri la nivelul Inspectoratului pentru ca timpii de staționare la control să se mențină în parametri normali, fără să fie înregistrate creșteri semnificative a valorilor de timp acordate verificărilor la frontieră. Aș sublinia faptul că au fost înregistrate pe parcursul anului 2023 unele situații, în special în weekend, la frontiera cu Ungaria, în punctul de trecere, punctul Poliției de Frontieră Cenat. Prin implicarea polițiștilor de frontieră, timpul de staționare la control totuși nu a cunoscut valori deosebite, valori crescute. Siguranța cetățeanului și stoparea evoluției fenomenului infracțional la nivelul Inspectoratului au fost alte obiective. Combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere constituind pentru noi o prioritate. Activitatea pe linia combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere în anul 2023 s-a desfășurat conform prevederilor legale și dispozițiilor eșaloanelor superioare în domeniu, urmărindu-se permanent executarea misiunilor și acțiunilor specifice la nivelul exigențelor în scopul identificării și contracarării fenomenului infracțional transfrontalier. În perioada supusă evaluării, Inspectoratul Teritorial și-a concentrat eforturile pe linia combaterii migrației ilegale, asigurarea suportului informativ operativ, coordonarea, sprijinul și îndrumarea activităților structurilor subordonate pe linia cercetării penale cu respectarea cadrului legal în materie. În anul 2023 a fost depistat un număr de 421 de persoane care au intrat în România prin trecere frauduloasă a frontierei de stat, în scădere față de anul 2022 cu aproximativ 77%.